cei care s-au născut în zodia taurului vor avea în prima parte a zilei de 3 octombrie niște mecanisme astrale care vor solicita cele două case ale sănătății. Pe fond există destule motive ca să nu fie în formă, să fie nervoși, agitați, să aibă un fel de instabilitate interioară, să nu se poată concentra, să n-aibă răbdare să ducă la bun sfârșit o activitate curentă la locul de muncă sau acasă. Posibile migrene, tulburări de vedere sau dificultăți în a-și coordona o serie de gesturi, mișcări și acțiuni. În afară de solicitarea cerebrală, mai există și o solicitare în proporții mai mici, îndreptată de către astre asupra aparatului renal, urinar și, în general, asupra echilibrului interior, adică acea stare de bine sau de integrare în timp și spațiu. Aceasta poate să nu fie în ordine și de aici acea stare de neliniște, pentru că multe persoane vor simți că se întâmplă ceva cu ei, fără să fie vorba de o boală și fără să fie vorba de o stare care să îi demobilizeze în totalitate, dar nici nu îi lasă în pace. Între 3 octombrie după ora 18 și 6 octombrie dimineața, luna va străbate zodia taurului, va fi de partea celor care s-au născut în acest semn zodiacal. Va accentua stabilitatea, spiritul practic, va atenua multe dintre tendințele de a reacționa excesiv la o serie de provocări. Luna va accentua în acest răstimp o opoziție care va funcționa întreaga săptămână între Uranus în tranzit prin Taur și Mercur în tranzit prin Scorpion. În felul acesta, premisele personale intră în contradicție cu condiționările, interdicțiile sau imposibilitățile care se abat asupra relațiilor parteneriale. În principal, incapacitatea de a se înțelege pe cale orală. Fie n-au răbdare să asculte ce spune celălalt, fie înțeleg greșit, fie ei nu se pot face ascultați. Apoi, aceste mesaje sunt tratate cu destul de multă indiferență sau răstălmăcite și nu pot constitui baza, temeiul unei atitudini serioase care să stea la baza unei colaborări, a unui proiect sau a unui contract. În plus, multe cuvinte rostite anapodane la locul lor, niște afirmații care nici nu au acoperire reală, strică atmosfera, enervează, supără, jignesc și atunci premiza inițială, dialogul, întâlnirea propusă, se sfârșește prost, nimeni nu iese învingător, nimeni nu iese lămurit și fiecare va trage concluzia că s-au întâlnit degeaba. De ce ar trebui evitate aceste întâlniri? Ar trebui amânate sau ar trebui limitate la o formă de comunicare restrânsă care să nu permită aceste piruete verbale? Mai degrabă ar fi o comunicare concisă, limitată la subiectul principal al discuției, pe alte căi, un email, un SMS care să le permită celor abordați să ia act de o informație, de o atitudine, de o dorință, de un punct de vedere, dar să nu participe la întreaga tevatură teatrală de schimburi de cuvinte și replici total neinspirate. Între 6 octombrie, după ora 7 dimineața și seara zilei de 8 octombrie, premise astrale obișnuite, banale, fără ceva ieșit din comun, fără ceva surprinzător, poate că niște discuții, niște informații s-ar putea contura, dar acestea pot să aducă un beneficiu, nu un deficit, nici bănesc, nici de atitudine. Ceea ce au decis va fi în cunoștință de cauză. Între 8 octombrie, după ora 19 și 9 octombrie, posibilitatea de a vorbi destul de concentrat și limitat la o temă dată. Cei născuți în zodia taurului nu vor fi în cea mai bună formă, nu vor fi expansivi, nu vor fi volubili și spontani, ci dimpotrivă foarte atenți la formulare, la precizie, la corectitudinea datelor, a informațiilor și la felul în care mesajul lor ajunge la cei vizați. Mai ales dacă este vorba de o întâlnire într-un spațiu public, ședință, conferință, întrunire, în care se exprimă mai multe puncte de vedere. În principal, taurii vor fi prudenți și rezervați, nu vor intra în dispute, nu vor formula puncte de vedere incendiare care să anime adunarea și să mobilizeze spiritele, nu vor să fie ei vioara întâi la aceste dialoguri, nu vor să fie văzuți și, în principal, nu prea doresc să facă cunoscut străinilor ceea ce îi macină, îi frământă, îi interesează, îi entuziasmează sau îi dezgustă. Nu vor să vorbească despre ideile lor, gândurile lor și sentimentele lor. Începând cu ziua
de 3 octombrie. Planeta Venus se va afla în tranzit prin casa a 5-a, care controlează sentimentele și care aparține zodiei fecioară. În felul acesta, până pe 28 octombrie, planeta Venus va fi un factor bun. Va mai îmblânzi niște atitudini prea rigide, prea refractare, prea principiale. Va introduce o notă de binevenită politețe, eleganță, un fel blând și înțelept de a se purta în împrejurări delicate cu acele persoane pe care doresc să le menajeze sau cărora doresc să le transmită sentimentele lor. Va urma o perioadă de 3 săptămâni de echilibru interior, lucru foarte necesar pentru nativii de toate vârstele. Chiar dacă nu vor găsi prilejuri numeroase să se distreze și să tragă chefuri de pomină, totuși vor avea multe motive de bucurie, de satisfacție, de plăceri, de echilibrări sau de atașamente față de, să spunem, un actor, un film, un teatru, un concert, o carte, un spectacol, o manifestare artistică, o prezentare, o idee sau o conjunctură care le-a deschis ochii asupra unor realități superioare. Se conturează întreaga săptămână un context astral bun pentru activitățile de creație artistică sau pentru acele activități unde este nevoie de inspirație, imaginație, sensibilitate. Există un context propice pentru a se da curs unor proiecte mai vechi, pentru a li se găsi un fel potrivit, adecvat momentului de a fi prezentate sau transformate ori adaptate condițiilor speciale ale acestui moment. În felul acesta, o serie de activități sau de inițiative care au fost începute în toamna iarna lui 2019 și primăvara lui 2020 să fie reluate dintr-un punct destul de onest, de fezabil și de coerent. Pandemia a produs modificări în regimul de viață al unor instituții. Mă gândesc acum în principal la cele culturale, care i-au obligat pe cei responsabili să ia tot felul de măsuri firești de siguranță. Dar proiectele au rămas în aer, unele nu au fost terminate, altele nu au putut să ajungă la public și acum acest context este adevărat că nu-i prea lung. Poate că ar mai fi fost nevoie de niște săptămâni, dar măcar pentru soluția în mare și pentru niște linii generale, să zicem că este suficient, 3 săptămâni. În felul acesta, o serie de persoane născute în zodia Taurului pot să facă apel la întregul lor pragmatism, la viziunea coerentă, să recalculeze bugetul, să vadă cât îi costă o adaptare, o transformare și să stabilească la ce renunță, ce păstrează, ce dezvoltă sau ce alte cheltuieli noi, să-i spunem investiție, pot să facă pentru a duce acel proiect într-un stadiu final, în așa fel încât să ajungă la public, la spectatori.